Picat! De ce ai făcut, frate, la examen? Am picat! Că cam mare subiect de te-a julit, ce? Nu! Noaptă! Țiganul Sorin! Cum îți permiți? E inadmisibil. Cum te prezinți în halul ăsta la un examen dezbrăcat? Tu, profesor, deci eu eram în capul străzii și jucam tenis. Când am fost apostat de niște indivizi și au zis aici, eu nu știam că vin la acest examen. Pentru că dacă mă interesează amănuntele astea, dragul meu. Cum vin halul ăsta? Este inadmisibil să te prezinți așa la un examen. Tu, profesor, noastră ar trebui să mulțumesc pentru că am venit așa și eu n-am unde să-mi ascund niște copiuțe. Păi ori sunt cu rectorul, nu mai sunt, nu? Da, e adevărat, adică nu are unde să-și bage copiuțele. Mi-a venit să spui că ai învățat atât de profund încât nici nu ai nevoie să copiezi, nu? Am apostat câteva subiecte. Da? Istorie, geografie, matematică. Cu ăla semințe caselincă n-aveți? Nu. Începem cu istoria. Spune-ne ce știi despre Abraham Lincoln. Vă jur că nu știu nimic. De ce pe acest individ nu l-am văzut? De ce mă întrebați pe mine? De ce m-ați luat pe mine? Eu nu l-am văzut pe acest individ. Dacă cineva v-a spus că eu l-am văzut, eu nu l-am văzut. Nu știu ce a făcut el. Tu nu ai auzit de Abraham Lincoln? El a auzit de Sorin Țiganu? Deci dacă el v-a spus că m-a văzut pe mine, el nu m-a văzut în viață, eu nu știu pe acest individ. Păi, băiatule, de ce m-a luat pe mine? Abraham Lincoln, președintele american, ăla bărbos, ăla care a fost împușcat într-un teatru. Da, am apostat acest subiect. Deci el a fost împușcat într-un teatru. Așa. Da. Dezvoltă. Așa. Domn profesor, eu eram acolo. Doi indivizi dintre ei au venit și l-au apostat cu două pistoale. Și la aceea a încercat aparat așa și a venit mare glonț aici de la julit. El s-a chinuit foarte mult timp să facă antebrasul ăla și i-a dat de la julit. Și celălalt glonț a venit așa, a venit celălalt, că el a fandat așa, și a venit celălalt glonț și a venit așa, perversă ca pe Washington aici. Și i-a deschis asta aici. Dar eu cred că a fost un trucaș, dacă mă întrebați pe mine. Ce a fost? Pentru că asasinatul unde a fost? A fost la teatru, nu? Da. Și la teatru se fac scenete și repetiții înainte. Păi ori sunt actori, ori nu mai sunt, nu? N-a fost nici o scenetă acolo, a fost o crimă. Da, mă rog, nu are rost să intrăm în amântare. Hai să sărim, să ne apropiem. Hai să vorbim de Europa. Spune repede câteva vorbe despre Comuna din Paris. Domnul profesor, de ce îmi dați Comuna din Paris? Dați-mi și mie o comună pe care o să știu, nu știu, pe lângă București, Glina, Chitila, unde am avut și eu bătăi cu ăștia, nu? Eu așa, domnul, să știu de o comună. Păi, dumneavoastră, acum, ori sunteți indulgenți, ori nu mai sunteți, nu? Spune-ne, cum s-a format poporul român? Uite, da. Practic, el s-a format din Decebal și Traian. Bravo, Sorin. Așa. Dezvoltă. Așa. Deci, domn profesor, eu am fost acolo. Deci, Decebal și Traian, doi indivizi, ei s-au apostat între ei. Și atunci, ei bătându-se între ei, cu unul era dacă unul era roman, ei se băteau între ei și s-au bătut 2 ani de zile. 24 de luni. 700 de zile. Așa. Și ei s-au bătut între ei și atunci, pentru că Traian avea o oaste mai mare decât ăsta, ăsta s-a trăit și a chemat oștenii și ei au spus, păi stai frățioare că ăștia sunt mai mulți decât noi. Deci nu chem sclavii în ajutor, nu? Slavii. Așa. Și el atunci a spus, păi, dar eu sunt, cum, eu sunt de ce? Eu n-am chemat în viața mea slavii în ajutor. Cum? Slavii. Așa. Eu n-am chemat niciodată slavii în ajutor. Păi ori sunt dacor, nu mai sunt, nu? Și atunci Traian a venit, s-au întâlnit ei doi. Și ăsta, Traian, i-a dat mare capac. Deci uia aici, i-a dat așa, și ăsta s-a ferit și i-a dat așa, perversă ca păsar mistegetuza și i-a deschis asta aici. Perversă ca păsar mistegetuza. N-am aici. Auzit în viața mea de perversă ca păsar mistegetuza. Ce e asta? Adică e un fel de perversă ca pe Târgu Ocna, numai ca să nu era atestată documentar. Și a zis perversă ca păsar mistegetuza și i-a deschis asta aici. Sorine, gata, hai că ne-ai nebunit. Hai să trecem la geografie. Spune-ne, care este orașul de reședință al județului Mureș? Domn profesor, eu nu am fost niciodată acolo. De ce nu mă întrebați ceva ce știu? Și păi ori sunteți indulgent, ori nu mai sunt. Eu n-am fost la Mureș în viața mea. Băiatule, ce Dumnezeu, mă, n-ai auzit niciodată de Târgu Mureș? Ce m-au zis de Târgu Ocna? E perversa de pe Târgu Ocna, dar perversa de pe Târgu Mureș nu știu cum e. Cum e cu cotul? Nu știu, eu dacă nu cunosc. Hai să schimbăm. Cu matematica, poate scapi cu matematica. Uite, atâta te mai întrebăm. Ce știi de ciurul Eratostene? Nu l-am luat eu. Vă jur că nu l-am luat eu. Să mă dea afară de la spălătorie dacă eu l-am luat. Deci eu acest ciur nu l-am văzut, domn profesor. Păi ori sunt corect, ori nu mai sunt, nu? Acum dacă sunt țigan, mă luați pe mine? Da, nu l-am înțeles. Înțelegi. Hai să-i dăm ceva ușor. Da, îi dăm o matrice. Îți dăm o matrice, vrei? Ce să-mi dați? O matrice.
Eu bine, dați un herpes decât o mazici. Ce să fac eu cu o mazici? Băi, băiatule, tu chiar îți bați joc de noi? Chiar tu chiar îți bați joc de corpul profesoral? Ia, haide, haide, gata, ieși afară. Da. Ieși afară. Tu vezi că mi-ai dat de mai julit? Eu m-am chinuit să fac antebratul ăsta, tu mi-ai dat de mai julit. Tu știi ce pleacă de aici? Ce? Perversă ca pe Târgu Ocna. Vină cu a trei țiar familia ta să-ți trăiască. Este inadmisibil ce se întâmplă aici. Eu așa ceva n-am mai văzut, un cadru profesoral de atâția ani. Va veni și poliția să analizeze cazul tău, băiețel. Domnul director, vă rog frumos din suflet să mă lăsați să vă explic ce s-a întâmplat, pentru că dumneavoastră acum mă luați pe mine și eu nu sunt vinovat cu nimic. Deci, eram aici pe hol și învățam Luceferul, când acești doi indivizi a venit și m-a apostat cu un catalog care să intru în clasă. Și am intrat în această clasă. Adică te-au adus în această clasă. Foarte frumos! Așa, domnule. Și atunci a început să dea mine cu tot felul de perverse, cu întrebări de comuna din Paris. Păi de ce îmi dă comuna din Paris, care eu nu știu de ea? Și mi-a dat și mare matrice de-mi țiuie. Ce ți-a dat, mă? Mare matrice de-mi țiuie. Și ce-ți țiuie matricea? Nu, domnule, capul, îmi țiuie capul. Și cât te-a analizat? Cât te-a ascultat? Domnule, cam jumătate de oră. 30 de minute. 3600 de secunde. Mă, băiatule, deci sunt examene la care poți fi ascultat și 3 ore. Uite, domnule, și tu te plângi pentru 30 de minute? Nu, domnule, vă rog frumos din suflet să mă înțelegeți ce s-a întâmplat. Pentru că eu în 30 de minute, atât de multe întrebări mi-a pus că m-a luat toate transpirațiile. Deci îmi curgeau broboane. Aveam aici pe funtișică, până suc, la guriță și la urechiușă și pe toți obrăjurii aveam broboane de transpirație. Așa, care și cum au ajuns colegii mei în halul ăsta? Domnule, deci... Dânsul a venit atunci la mine, cum eram, eu eram aici, acești doi indivizi între ei a venit și cum m-a luat așa ca să mă tragă înspre ieșire, mi-a dat aici că m-a jurit. Și dacă m-a jurit, ce era să fac? Să întorc și cealaltă mânuță, ce era să fac? Este o explicație total neplauzibilă. Și pentru acest lucru te scot afară din clasa mea, ieși afară. Tu vezi că mi-ai dat de mai jurit și aici? Vă trăiți iar familia ta. Deci eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațele astea, voi mi-a dat de mai jurit. Ia vină cu a trei țiar familia ta să-ți trăiască. Zice, băi, mai ai bandă pe întreținere? Băi! Băi, nu ți-am și... Ce mai mai aici, mamă, nesimțitule, mamă? Ce e, mă, biseria asta, mă, aici, de ce arunci, mamă, cozile pe jos? De? Doamna Simu de la etajul 1 s-a chinuit să avem o scară curată și tu arunci? Băi, mă, mai eu încerc să arunc semințele tu, dar dacă ele cad în jos, ori respectăm gravitația, ori nu mai respectăm, nu? Băi, ce faci, faci mișto de noi, băi, ce crezi că dacă ai apărut să dori la televizor, am ești mare vedetă, măi? Băi, tata, pe mine Mihai Moran m-a învățat să evit orice fel de conflict și violentă, nu mă faci să dau perversă ca pe Târgu Ocna, când 20 de secunde ai dat una totală. Nu te uita la mine, mă, că eu dacă mă enervez am o putere. Băi, tata, eu stăteam aici liniștit, jucam tenis, ăsta, mâncam semințe și voi m-ați apostat pe mine. Măi, derbedeule, măi, dar nu ți-e rușine așa, măi, că suntem oameni bătrâni, da? Tu vrei să intri în Rahova cu chemare specială, mă? Ori suntem bătrâni, ori nu mai suntem, mă. Păi, mă, mai, tu vezi că m-ai julit? Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebracul, dar tu mi-ai dat m-ai julit. Vezi jumitura? Văd. Știi ce pleacă de aici? Ce pleacă, mamă? Ce pleacă? Perversă ca pe Târgu Ocna. 20 de secunde ai dat una totul. Ia vină cu a trei țiar familia ce, ta. Ce, mamă, ce? Ce s-a întâmplat? Doamnă, eu am fost aici. Doi indivizi dintre ei, ăștia doi, m-a apostat cu o plasă. Și atunci am dat așa să mă feresc și m-a lovit aici, în antebraț. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta. Ei mi-a dat de m-a julit. Păi și dumneavoastră ce ați făcut? După ce am văzut că m-a julit, eu atunci i-am luat plasa și l-am lovit și eu aici. I-am dat peste chip, lui moșu, și lui baba i-am dat așa, perversă, ca pe Târgu Ocna și am deschis asta aici. Și după aia ei a chemat poliția. Păi ursă în golan, ori nu mai suntem. Dar de la ce v-ați certat? Eu nu m-am certat cu ei. Ei a spus că de ce sora mea, eu am o soră care e mică, și de ce sora mea nu este trecută la întreținere. Și eu am spus, de ce să trec? Păi dumneavoastră, dacă ați avea o soră atât de mică, ați trece-o la întreținere? Păi este foarte mică, nici nu consumă apă. O spălăm cu pipeta. Dar câți ani are sora dumneavoastră? 12 ani. 144 de luni. 4320 de zile. Așa, și tot ei spunea că de ce arunc coși de semințe pe jos? Păi ce să fac, să le arunc pe sus? Păi ce înseamnă asta? Ori respectăm gravitația, ori nu mai respectăm. Domnule polițist, ce măsuri veți lua în acest caz? Deci dacă victimele depun plângere, o să se treacă la urmărire penală pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj și de vătămare corporală din culpă.
Ai auzit? Da, dar nu este corect. Dacă se dă vătămare corporală, să nu se dea din culpă, să se dea din pulpă. Eu am lovit și cu pulpa și aici m-am julit. Vreți să-mi dau pantalonul jos să vedeți că m-am julit și la pulpă? Deci este vătămare corporală din pulpă. Și dacă cei doi nu depun plângere? Deci oricum se întocmește proces verbal pentru deranjarea liniștii publice. Deci nu... De ce să se dea pentru deranjarea liniștii? Pentru că eu stăteam aici liniștit. Ei m-a apostat pe mine cu o plasă și mi-a dat aici de majulit. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebratul ăsta, ei mi-a dat de majulit. Și atunci a trebuit să mă apăr. Păi ce să fac? Ei să mă julească și eu să fac? Să întorc și celălalt obrăjor? Că mi-a dat și în obrăjor și în frunticică și în urechiu și mi-a dat mare capac de mțiuie. Ce v-a dat? Mare capac de mțiuie. Da, domnule, eu dacă am venit aici trebuie să fac proces verbal, dumneavoastră să-l semnați și păi, asta de ce, e... Păi da, de ce? Eu v-am chemat, eu n-am chemat niciodată poliție. Păi ori sunt golan, ori nu mai sunt, nu? Uite, a venit și tovarășul meu mutu, ăsta e tovarășul meu mutu din Bolintin, să spună și el ce scandal am eu mereu cu vecinii ăștia. E adevărat? Păi mutu nu spune nimic. Păi dacă e mut, de-aia nu spune nimic. De ce credeți că spune mutu? Seamănă cu chivul sau de ce? Deci ăsta e procesul verbal, dacă aveți vreo mențiune specială să trebuie... Am mențiune să spuneți că eu stăteam liniștit și acești doi indivizi m-a apostat cu o plasă și mi-a dat de majulit. Dar eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebratul ăsta și mi-a dat de majulit. Și atunci și m-a lovit și în chip la obrăjor, la frunticic aici, la năsuc și mi-a dat și la urechiușe. Mare capac de țiuie, da. Auziți cum țiuie? Nu. Ia, semnați aici. Să rămână. Păi și acum ce o să faceți? Acum o să mai sunt cu tovarășii meu mutu. Mai sunt la Ocola, la o sămânță, mai vorbim de afacerea lui. Dar ce afacere are mutu? Are un site din ăsta unde vinde haine, țoale, tot felul de chestii astea și acum a dat și o mare dumă pentru că a vândut capul lui Mihai Viteazu. A dat acolo anunț că a săpat la Călugărin și l-a găsit și a găsit un fraier, că ori suntem fraier, ori nu mai suntem, nu? Și a găsit un fraier care i-a dat 200 de euro pe el. Păi și capul cui l-a vândut? Avem aici un tovarăș vis-a-vis care e la cimitir. E moartă la toate fetele din cimitir și e și paznic acolo și i-a adus 6 capete să-și aleagă. N-a fost problemă. Deci tu vrei să-mi spui mie că în acest moment în București există cineva care crede că deține capul lui Mihai Viteazu? Sunt vreo 20-30, că acum mutul dacă a văzut că merge afacerea, a început să se extindă. Acum vinde și capul lui Mosoc. Știți că era vorba aia, capul lui Mosoc vrem? E, îl vrem să-l vinde mutul. Tu vezi că mi-ai dat de mai julit? Eu m-am chinuit să-mi fac antebratul ăsta, tu mi-ai dat de mai julit. E vină încă a trei țări, familia ta. Vezi, perversa. Îmi pare rău, dar nu puteți să intrați aici îmbrăcat așa. De ce? Ori sunteți restaurant, ori nu mai sunteți, nu? Suntem restaurant, dar suntem un restaurant de lux care își rezervă dreptul de a-și selecta clienții. Foarte bine, atunci selectează între mine și domnișoara, nu? Domnule, îmi pare rău, dar nu vă pot permite să intrați dezbrăcat în halul ăsta. Domnule, vă rog frumos în suflet să mă înțelegeți. Dumneavoastră puteți să vă rezervați ce drept vreți dumneavoastră, dar nu o rezervați în neumat. Păi, ori sunteți chilner, ori nu mai sunteți, nu? Nu pot să vă las în restaurantul ăsta de lux la bustul gol, că e restaurant, nu-i sală de forță. Domnule, deci eu nu am venit așa la bustul gol, pentru că așa am vrut, îmi puneam o cămașă pe mine. Dar ce s-a întâmplat? Eu eram în capătul străzii aici și jucam tenis. Și atunci a venit două individe, dintre care una aici de față, și m-a apostat, înțelegeți? M-a apostat cu o invitație la restaurant. Și eu, pentru că astăzi am luat salariu, am spus să fiu galant. Păi, ori sunt galant, ori nu mai sunt, nu? Am înțeles, dar nu vă pot lăsa să intrați. Haide, Sorinela, hai să mergem în altă parte, că mă enervează. Îți dau mare capac de știuie. M-am chinuit foarte mult timp să fac relația asta cu tine, tu acum o comentez, vă julești. Taci din gură că-ți deschid asta aici. Vă rog, lăsați-ne să intrăm, vă rog, în suflet, nu? Șefo! Pe acum îl cheamă, păi șeful nu mai cheamă, nu? Bună ziua, ce s-a întâmplat? Deci, practic, acest coleg al noastră sau acest subaltern al noastră nu lasă să intrăm aici pentru că de ce sunt dezbrăcat? Dar nu sunt dezbrăcat în vina mea, nu? Păi ori e killer, ori nu mai e, nu? Bun, intrați acum așa, dar data viitoare să veniți îmbrăcați decent, da? Că avem ținut în restaurantul nostru, nu eu se poate... Eu vă mulțumesc, în suflet, ați fost foarte... Păi ori sunteți zăguți, ori nu mai sunteți, nu? Foarte înțelegător. Să trăiți. Vino cu să rămâna, poftiți. Stai jos. Mulțumesc, ce drăguț. Vreau să văd dacă nu cumva m-a apostat cu vreo gumă, dar mi-a pus ceva pe scaun, nu? Stai jos. Ce doriți? Eu aș dori o supă de roșii și... Păi îți dau mare capac de stiuie, trăiți iar familia ta să-ți trăiască, nu mai comenta. Păi da, dar domnul m-a întrebat... Aici nu pun decât eu întrebări, da? Deci ori ești ca lumea, ori nu mă ești, nu? Primiți comenzi? Da.
Ia, culcat. Foarte amuzant. Spuneți-mi, ce să vă aduc? Deci, Caterinca, ne-ai oferit până acum, dă-ne niște colaci și niște semințe, nu? Domnule, nu servim semințe. Nu serviți semințe? Nu. Deci, practic, semințe nu aveți. Nu. Două șaorma mânată de toate. Domnule, este un restaurant de lux, domnule, nu servim șaorma. Vă rog să consultați meniul. Deci, practic, vreau un cotlet cu cartofi prăjiți. Păi, ori mănânc și garnitură, ori nu mai mănânc, nu? Nu. Serviți vită? Da, bineînțeles. Atunci serviți-o și pe aia. Sorinel, te rog frumos! Băi, nu mai comenta că te lovesc în chip de stiuie. Băi, chiar familia ta să-ți trăiască. Eu m-am chinuit foarte mult timp să fac relația asta cu tine, tu comentezi două julești. Ce să fie pentru domnișoara? Un interior-exterior. Poftim? Acum vin de la spălătorie, că am luat și salariu și de asta am rămas. Domnișoara nu dorește nimic, practic. Am înțeles. Dar mie mi-e foame, pe ori sunt fomist, ori nu mai sunt, nu? Hai mă, Sorin, hai te rog eu frumos să ne comportăm și noi civilizat. Trăiți-ar familia ta să iar comentezi? Vezi că te lovesc în chip, îți dau mare capac de stiu eu o săptămână. Păi da, dar mănânc semințe. Băi... ceva, dacă tu o să mai țipi așa ca un nebun, o să faci spume la guriță și după aia spumele de la guriță se duc la bărbiuță, la obrăjor, la năsuc, la fronticică, aici, la sprâncenuțică. Gata, domnule, gata! Te rog foarte mult să încetez cu glumele astea. Deci eu, practic, nu vreau să mănânc aceste semințe, dacă am întârziam asta, care eu am mare gol la stomac de înțiuie, și atunci mi-a fi s-a făcut foame. Ce era să mănânc? Am mâncat aceste semințe, deci nu? Masa... Păi urici punctual, ori nu mai ești, nu? Masa a întârziat, dacă a întârziat, pentru că ne-am chinuit foarte mult să vă preparăm cel mai bun antricot. Deci tu te-ai chinuit foarte mult timp ca să faci antricotul ăsta? Da. Și am mâncat semințe de te-ai înjulit. Domnule, uite ce se întâmplă. Te rog foarte mult să încetezi cu glumele și cu semințele astea, că dacă nu o să chem poliția. Păi de ce să chem poliția? Pentru că o chem. Păi de ce? Eu n-am chemat în viața mea poliția, nu se face așa ceva. Adică tot tu întârzi cum asta, nu ești punctual, care trebuie să fii punctual, și tot tu chem poliția, pe urs în gula nor, nu mai suntem, nu? E firar să fie, gata, m-am săturat. Ia, vă rog foarte mult să... Tu vezi ce ai făcut? Ce? Tu vezi că mi-ai dat de mai julit? Da, nu te-am julit. Trebuie chiar familia ta să-ți trăiască, tu întârzi cum asta și după aia tot îmi dai de mai julești? Tu știi ce pleacă de aici? Ce? Perversă ca pe Târgu Ocna, trăiți-ar familia ta să trăiască în 200 secunde, doamnă, totală. Hai mă, Sorine, mă, uite-mă ce ai făcut, iar ne facem mă de râs. Dom'le, este inacceptabil ce se întâmplă la mine în restaurant. Aici ești tâmpit la cap, complet. Sunt chelner de 20 de ani în restaurantul ăsta, n-am văzut așa ceva. De 240 de luni, aproape 7000 de zile. Dom'le, dați-mi voie să vă explic ce s-a întâmplat. Eu nu am vrut să se întâmple așa ceva, dar am fost apostat practic și luat pe sus. Deci, a venit, erau aici niște indivizi, unul dintre ei... Care ei, domnule, care ei? Dintre chelner. Unul dintre ei a venit și m-a apostat și m-a luat de aici, de antebraț, care eu m-am chinuit foarte mult timp să fac antebrațul ăsta, el m-a tras așa de m-a julit. Dom'le, eu țin minte că julitura asta o aveai de când a intrat la mine în restaurant. Dar de ce aveam această julitură și vă spun și de ce? Eram acolo, eu știu absolut totul. La spălătorie a venit Simona Senzual, care eu am încercat să-i șutez portofelul. Și atunci ea a venit și mi-a dat mare portier aici, peste mână, și m-a julit. Păi el a venit și a agravat julitura, nu? Ok, bun. Deci el te-a julit și tot el este pe jos? Păi să vă spun de ce. Eu, domnule, am cerut această comandă. Și între timp, pentru că mi-era foarte foame, aveam în țiuia mațele, atunci am început să mănânc, să apostez câteva semințe. Și el a venit și mi-a dat cu această friptură de m-a apostat că de ce mănânc aceste semințe. Păi dacă am întârziat masa foarte mult, pe ori e punctual, ori nu mai e, nu? Cât a întârziat, domnule, masa de când ai dat comanda până ți-a adus mâncarea? Cât o oră. 60 de minute. 36 de secunde. Apciu! Trăiți-ar familia ta să-ți trăiască, tu ai văzut ce-ai făcut? Eu aveam această julitură aici care tu ai strănutat peste ea bactericid, dar ai agravat-o. Trăiți-ar familia ta să-ți trăiască. Hai, domnule, că ești bolnav la cap, ai o privire de om pervers, ai o privire. Am privire pervers. De om pervers? N-am, dar știi ce pleacă de aici? Ce pleacă? Perversă ca pe Târgu Ocna, în 20 de secunde ai dauna totală. Trăiți-ar familia ta să-ți trăiască.
Domnule, v-am adus nota. Voi lasă nota, tu mi-aduci o sticlă de vin aici, că s-a terminat, hai, domnule, mișcă. Ați băut deja foarte mult și este târziu, am dorit să închidem. Bă, băiatule, deci dacă îți dau una, te ridici de jos, că nu o să mai prind eu lotul la Fiorentina, hai. Domnule, vă rog frumos să nu mă faceți să-mi pierd răbdarea. Păi și dacă ți-o pierzi, ce mă, băiatule, mă bați, da? Bă, tu ai o față de te bate și consuelo nevastă mea. Băi, țiganule! Bă, băiatule, bă! Ce se întâmplă aici, domnule? Ce se întâmplă aici? Ce faci, domnule? Ce faci? Domnule, deci eu practic încerc să ascult Radio Zoo. Ce Zoo? Ce Zoo? Care Radio Zoo, domnule? Domnule, faci mișto de mine? Domnule, vă jur că nu glumesc. Deci eu de aici reglez și de aici încerc să prind frecvența 89. Domnule, tu faci mișto de mine? Domnule, vă jur că nu fac niciun fel de mișto. Ce s-a întâmplat aici? Pentru ce m-ați chemat? Domnule, eu nu v-am chemat pe dumneavoastră, domnule, pentru că eu n-am chemat poliția în viața mea. Păi urs în golan, nu mai sunt. Bine, bine, n-are importanță cine m-a chemat. Important e că am ajuns în timp util. Păi ori sunteți punctual, ori nu mai sunteți. Păi, ia zi, ce ai avut cu el? Cu cine? Cu el? Cum cu cine? Cu victima? Domnule, eu nu m-am atins de acest individ, vă jur, eu nu am făcut absolut nimic. Zău, și atunci de ce ești în bustul gol? Ha? Nu te-ai dezbrăcat cumva ca să iei la bătaie? Domnule, dați-mi voie să vă explic. Deci eram aici la acest bar și apostam câteva semințe și beam niște cola. Așa. Și la un moment dat, un individ dintre ei a venit și l-a apostat pe Mutu cu o mare notă de ațiuit. Ia, stai așa, Ia mă încet, care dintre ei? Adică unul dintre chelneri. Și care Mutu? Adică fotbalistul. Care fotbalist, domnule? N-o să nu-l știți pe Mutu, pe Briliantul. Nu știu, domnule, nu-l cunosc, eu n-am televizor acasă. Care dintre ei e Mutu? Deci, practic, este ăsta. Ăsta? Ăsta l-a bătut? Domnule, vă jur să mă dea afară de la spălătorie dacă vorbim. Deci ăsta Mutu l-a bătut. Domnule, termină cu prostiile. Mă lăsați să vă explic? Declară cum s-a întâmplat. Deci, hai. Eu acum să vă declar exact cum s-au întâmplat lucrurile. Așa. Deci, domnule, eu am fost aici. Așa. Era acești doi indivizi. Și la un moment dat, unul dintre ei, adică Mutu, a venit ăsta la el și i-a dat mare notă de plată de ațiuit. Și atunci ăsta i-a luat nota de plată și i-a julit-o. Deci chelnerul s-a chinuit foarte mult timp să facă nota aia de plată și ăsta a luat-o de ea mototolito. Totolito. Așa. Și atunci s-a enervat foarte tare, pentru că ăsta știu ce a făcut, a venit și l-a julit de etnia lui rom. A spus că este rom și s-a simțit jignit și ce a făcut? L-a luat și l-a lovit aici, înțelegeți? L-a lovit aici în... Vreau să mă iertați. L-a lovit aici în obrăjor, la frunticică, la năsuc și la urechiușă. Înțelegeți? I-a dat aici mare capac de țiuia. Așa. Așa. Și în continuare a venit așa aparat și i-a dat perversă sibutraminică ca pe Fiorentina și a deschis asta aici. Ce a făcut? Ce i-a dat? Perversă sibutraminică ca pe Fiorentina. Adică e un fel de perversă ca pe Târgu Ogna, numai care numere de Italia. Mă rog. Dar eu tot nu cred că individul ăsta, Mutu ăsta, a făcut toate astea. Uite-te și tu la el, e praf. Acum, practic, nu mai este praf. Dom'le, ești sigur că s-a întâmplat așa? Vă jur să mă dea afară de la spălătorie dacă vă mint. Gândește-te de două ori înainte să semnezi declarația, pentru că mâine o să avem un test cu poligraful. Ai mai făcut tu poligraf până acum, nu? Deci eu am făcut sinuzită odată și de două rinită pentru că eram dependent de picături. Dom'le, de când stă Mutu așa? Deci practic de o oră, 60 de minute, 3600 de secunde. Alo! Băi, ce fă, mă, trezește acum, mă, când visam și eu frumos pe Alina Plugaru că intram la hotel? Adu-te și adu-mi o sticlă de vin, hai. Alo! Bă, tu dai în capul ăsta, mă, băiatul. Bă, tu știi câte goluri am dat eu la echipa națională, la Fiorentina cu capul ăsta, mă? Băi, Mutule, liniște-te. Băia, trăiți-ar familie. Bă, tu vezi ce-ai făcut? Băi, Mutule, păi ori ești briliant, ori nu mai ești, tu vezi ce-ai făcut? Eu m-am chinuit să fac antebrațul ăsta, tu mi-ai dat să mă ești julit. A, mă, du-te că eu-s briliantul, pleacă de aici și ea. Păi ori ești briliant, ori nu mai ești, nu? Trăiți-ar familia ta să-ți trăiască. Eu m-am chinuit foarte mult timp ca să am încheieturile astea fine. Tu mi-ai dat mai julit. Trăiți-ar familia ta să-ți trăiască, știi ce pleacă de aici? Ce? Perversă occipital frontală de pe Târgu Ogna.